Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, salutări tuturor. Vorbim despre pachetul de ajutor economic anunțat de Guvernul României, anunțat de coaliție, un program guvernamental care vizează investiții, ajutoare în agricultură, măsuri sociale. Impactul bugetar 3,5 miliarde de euro, din care 1,8 fonduri europene. Marcel Ciolacu a anunțat că PSD a lucrat la cele mai multe dintre măsuri și că relația cu premierul Nicolae Ciucă, că proaspăt numit la șefia PNL, funcționează deocamdată. Ne întrebăm cum să privim acest pachet de măsuri, că pe hârtie sună bine, doar că vine avertismentul Băncii Mondiale, care spune așa: creșterea economică a României anul acesta va fi de doar 1,9%, iar inflația va ajunge la 10%, anul trecut era la 5%. Redresarea economică, anunță Banca Mondială, va depinde și de capacitatea de a absorbi fonduri europene a României. Vorbim despre premierul României Nicolae Ciucă, care este și noul președinte al PNL, probabil și viitorul candidat la prezidențiale, și ne întrebăm cum suntem conduși în această perioadă, cum comunică autoritățile. Și da, este premierul Nicolae Ciucă liderul de care avem nevoie, de care are nevoie România? Ce se va întâmpla cu acele acuzații de plagiat, de exemplu, la adresa sa? Vom vorbi și despre dezvăluirile jurnalistei de investigație Emilia Șercan. Aceasta vorbește despre scurgere de date în anchetă, defăimare și intimidare. În studioul Europa FM este politologul Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice Universitatea București. Domnule profesor, bună seara, mulțumim foarte mult pentru că sunteți cu noi. Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Cum e, domnule profesor? Sună foarte bine, guvernul anunță ajutoare peste ajutoare, se laudă că poate, PSD spune noi le-am făcut aproape pe toate și deocamdată ne înțelegem bine cu premierul și cu noul președinte PNL, coaliția funcționează. Sună bine, dar aflăm că a noastră economie e în picaj, rapid, brusc. Aveți dreptate, discursul politic sună liniștitor și e în general ceea ce și PNL și PSD vor să cultive. Am văzut că și la Congresul PNL de ieri, candidatul ales, validat președinte, spune același lucru: nu avem nevoie de scandal, liniște, pace. Pe de altă parte, ați citat previziunile Băncii Mondiale legate de inflație. Banca Națională a României e și mai severă, a anunțat mai mult de 10% ca risc de, ca probabilitatea cifrei deficitului. Pe de altă parte, măsurile care sunt anunțate și care, înțeleg, stau să fie oficializate în seara asta, sunt îngrijorătoare dacă, pe de altă parte, creșterea economică e atât de modestă, pentru că în anii trecuți România și-a permis să cheltuiască unor fără discernământ, ca să zicem doar atât, în condiții de creștere economică. Dacă ne întoarcem acum la o creștere de până în 2%, resursele sunt și mai puține. Și asta e o combinație fatală. O inflație mare și un deficit bugetar semnificativ. Dacă ne aducem aminte și de cât de mare e deficitul fondului de pensii, se anunță vremuri de criză foarte grele, pentru că vedeți lucruri despre care se vorbește mai puțin în România. E criza care încet încet se instalează, criza economică, încet încet instalată în toate statele membre. Noi depindem extrem de mult de celelalte economii europene, nu? Suntem foarte mult afectați, de pildă, de nivelul creșterii din Germania, pentru că foarte multe din firmele românești care produc pentru PIB, cum se spune în lumea, deci care lucrează în firmele astea, foarte multe dintre firmele astea depind de comenzi nemțești și altele sunt în lanțuri de producție europene. Deci dacă toată economia europeană se contractă, noi vom plăti la rândul nostru prețul acestei perioade dificile pentru economie. Vă temeți că PNL și PSD au experiență în a fi mână largă, nu? Da, n-au reputația să fi fost vreodată amicele nu austerității, ci al unei bune chipzuire a bugetului. Nu, în general, aruncă bani. Pe de altă parte, din perspectiva tragerii fondurilor europene,
suntem într-o criză serioasă, iar nu avem un ministru care se ocupe de fonduri și nu e prima schimbare de acest fel. Mă tem de altfel că numele și profilul celui care se ocupă de chestiunea atragerii fondurilor europene e mai degrabă necunoscut în societatea românească. Nu, omul ăsta ar trebui să fie o vedetă, să fie respectat de toată România, nu? Că e omul care aduce bani europeni, ceea ce toată lumea așteaptă. Și nu-i așa, autoritățile locale, care muncesc, trudesc, fac planuri în diversele segmente, în diversele programe de sprijin, și cetățenii care vor să vadă ce se face finalmente cu acești faimoși bani europeni. Ori, iată, ia, a plecat acum un ministru al afacerilor europene și al fondurilor europene, au mai plecat și alții, de pe margine fostul ministru care a croit PNRR-ul, domnul Ghinea, avertizează și nu-l bagă nimeni în seamă, deși el știe în detaliu ce s-a proiectat și ce s-a avut în vedere din perspectiva asta PNRR. Adică ideea că putem miza pe fondurile europene e iarăși un lucru bine spus, dar nu văd pe cineva care să aibă, nu, fermitatea, încrederea, energia de care e nevoie pentru ca aceste fonduri să fie realmente utilizate, nu? Și vedem că, iertați-mă că prelungesc această observație, dar inclusiv în chestiunea PNRR, deocamdată sunt bifate niște obiective care sunt mai degrabă rezolvabile în birouri și nu pe teren. Ori în momentul în care, iată, au trecut, suntem în aprilie, unii au început să folosească banii ăștia în mod concret, nu doar să-i bifeze ca fiind primiți de aproape un an de zile. Prin mai iunie anul trecut au început primii, cei care au fost campioni la proiecte. Ori, la noi, dacă întrebați pe cineva dacă a auzit de vreun proiect început sub acest semn, mă tem că nu veți găsi prea mult. Și aici termenul e rigid, nu se pot obține prelungiri cum s-a întâmplat cu banii din exercițiile financiare multianuale, unde s-au dat tot timpul prelungiri de un an, doi și unor mai mulți. De asta, în fine, sunt puțin îngrijorat văzând larghețea cu care sunt anunțați bani, mizându-se pe o generoasă așteptare, entuziastă așteptare a fondurilor europene. Pe de altă parte, încrederea românilor în autorități este la un nivel atât de jos, încât oamenii ar spune e ceva la mijloc, e o chestiune pur electorală, e ceva de imagine, își trag și ei ceva. Ar putea să o spun. E adevărat că foarte multe din autoritățile locale au construit proiecte de dezvoltare după alegerile din 2020 și urmărind toate aceste repere oferite de guvern și fondurile europene clasice și PNRR-ul, făcând niște calcule, de pildă pentru prețurile materialelor, unde e vorba de construcții, sau pentru prețul combustibilului, pentru prețul energiei în general, nu? Da. Și toate aceste planuri au fost răsturnate, tocmai pentru că guvernul nu s-a grăbit să le pună în operă, nu? Deci planurile au trenat, hârtiile cu proiectele au fost ținute în diverse sertare. Când au ajuns la Bruxelles, vă amintiți, în toamnă, PSD-ul, înainte de a ajunge la guvern, spunea că vrea să schimbe toate aceste proiecte. Prima au venit la guvern și iarăși au pus sub semnul întrebării efectuarea, punerea, operaționalizarea proiectelor sub PNRR. Și sigur că la nivel local oamenii sunt derutați. Dacă veți întreba primari sau membrii ai Consiliului Județene sau ai Consiliului Local, eu o să vă spună, păi da, așteptăm de luni de zile să vedem ce ni se întâmplă. Și între timp prețurile au crescut și aceiași responsabili locali cer la guvern, respectiv celor două partide, PNL și PSD, le cer sprijin. De asta foarte probabil se vor anunța niște compensări, niște subvenții pentru combustibil sau asta pentru lucrările în construcții, fiindcă multe din proiectele astea sunt ziduri, drumuri, diverse amenajări. Spuneați că e nevoie de cineva care să vină în forță, să aibă energie. Simțiți că nu vine energia asta de la proaspătul numit la șefia PNL, de la premierul României? Păi n-are cum să vină, pentru că au organizat, din păcate, alegeri mai aproape de spiritul în care aceste alegeri se organizau în comunism. Îmi pare rău să o spun, dar doar în comunism, când se trecea linia, nu ieșea niciun vot împotrivă. Ieri am văzut că bilanțul pentru
votul cu un singur candidat, iarăși, ca în comunism, a fost 1060 de voturi pentru și 60 anulate. Asta se întâmpla doar în comunism. Oamenii se duceau, smărturii de istorie orală consemnate după aceea, se duceau la vot când se țineau alegeri cu candidați unici ai Partidului Comunist și scriau mascări pe buletine. Și atunci, Partidul Comunist, unic în acel moment, ca să nu fie într-o ruptură totală în raport cu realitatea, fiindcă unii știau că s-au dus acolo și au scris mascări, că n-au votat pentru candidat, anunța și niște voturi anulate. Ei, așa a fost la PNL. Asta e o dedemocratizare, ăsta este termenul folosit în teoria politică, semnificativă în spațiul nostru politic. Și e, de fapt, îngrijorător nu numai faptul că există o instabilitate cronică instalată la nivelul Partidului Național Liberal și la nivelul guvernului în general, dar și faptul că există această simulare a regulilor de bază ale unei competiții politice. Pentru că în democrație, că e vorba de alegerile de la nivel național, de la nivel local, ca și în interiorul organizațiilor politice, regula de bază este competiția, este înfruntarea, este duelul între diverse modalități de a proiecta viitorul, nu? Și cu toate păcatele luptei pe care am văzut-o la PNL astă vară, nu a durat foarte mult într-o perioadă când criza sanitară era încă un mare motiv de îngrijorare, atunci când Orban și Câțu s-au confruntat, am văzut o confruntare, era clar o competiție, erau două puncte de vedere, așa cum s-au afirmat ele, erau și două personalități diferite. Acum am văzut pe cineva care nu cred că a lăsat vreo urmă în memoria publică, în afară de faptul că a fost validat. Ori asta nu poate să-ți dea încredere, adică dacă doar consemnezi faptul că persoana care e, și care e prim-ministru devine și președintele PNL, n-ai cum să fii atent de acum încolo la ce spune domnul Ciucă, nu? Dacă nu ar fi transmis ceva, ar fi fost ceva mai atenți, nu? Întrebat de pildă dacă va fi candidatul PNL la prezidențiale, o întrebare pe care o înțelege și un școlar de 8 ani. Dânsul a zis, candidatul PNL la prezidențiale va fi stabilit de PNL. Asta nu este o informație care să te facă să acționezi într-un fel sau altul. Rămâi mai degrabă bușbe, cum zic francezii, cu gura căscată, cum se zice. E un eveniment care i-a tăiat din încredere și nici de cum nu i-a adus încredere. Da, și calculul, vedeți, tocmai calculul liberalilor a fost acela că încrederea de care se bucură premierul în acest moment va fi transmisă partidului. Întrucât cel pe care l-a lăsat cu doar 6 luni înainte avea o încredere mult sub nivelul partidului, deși la rândul lui, acum un an și ceva, domnul Câțu, despre el este vorba, avea o încredere mai mare decât PNL-ul. Deci eram într-o situație similară cu cea de astăzi. De asta e destul de curios faptul că tocmai un partid liberal, la cărui filozofie competiția, confruntarea, nu, câștigătorul bazat pe merit, recurge la o asemenea formulă de beatificare. Asta credeți că a fost acolo? Pe asta a fost, adică ce altceva se poate vedea într-o operațiune care durează 2 ore? În 2 ore, de-abia ieși din București, ca să zic așa, dacă stai în sudul Bucureștiului și vrei să te duci pe Pitești. Ce congres e ăsta care se desfășoară fără competiție, cu niște discursuri ținute de oameni care acum 6 luni îl susțineau și îl pictau la fel de generos pe un alt candidat la această poziție. Vedeți, pe de altă parte, ce e interesant este că în viața politică românească s-a instalat un tip de criză la nivelul autorității primilor miniștri, încrederii de care se bucură ei pe perioadă mai lungă. Din 2009 încoace, deci în ultimii 13 ani, noi am avut 9 prim-miniștri.
toți atâția avusesem din 89 până în 2009, în primii 20 de ani. Ei bine, din cei 9 prim-miniștri pe care am avut din 99 încoace, 6 au picat prin moțiune de cenzură. Niciunul nu picase până atunci în acest fel. Deci au fost răsturnați de guvern. Singurii care n-au plecat din post prin moțiune de cenzură sunt Ponta, care a plecat după colectiv, Cioloș, care avea un mandat de un an, și Tudose, care a fost frică să nu pățească, nu-i așa, ce pățise predecesorul lui Grindeanu, adică să fie răsturnat de propriul partid. În rest, primii miniștri, indiferent de partidul în care erau, PSD sau PNL acum, au plecat prin moțiuni de cenzură. Adică, la un moment dat, Parlamentul a zis stop. Și partidele au făcut diverse negocieri care să răstoarne primiștri, inclusiv, cum ne amintim, Dăncilă în prima campanie prezidențială. Asta ne arată că există o mare fragilitate, mult mai mare decât în prima parte a perioadei postcomuniste. Tocmai în chestiunea prim-ministru. De asta, atunci când alegi un prim-ministru, trebuie să alegi pe cineva care are forță politică, pe cineva care are aprobat înainte de a deveni prim-ministru, care are niște calități politice. Iar ceea ce e îngrijorător este că nu vedem acest tip de raționament la partidele care au dat prim-ministri, nu? Și la PSD a fost ales doamna Dăncilă, când a fost aleasă, era deja prim-ministru și tot pe schema asta au făcut-o și președinte de partid, deși în momentul numirii ca prim-ministru, notorietatea era de 2%. Nu? Iarăși, cineva foarte fragil din punct de vedere politic. Grindeanu și Tudose erau la fel. Deci, există o criză de construcție a portretului de prim-ministru, nu? Sunt oameni care au rezistat cu adevărat în această funcție și care, într-un fel sau altul, și-au lăsat numele, nu? Au avansat niște proiecte, au împins niște lucruri. Suntem într-o perioadă în care a fi prim-ministru pare să fie mai degrabă rolul hazardului decât a unei cariere solide, al unei dovezi că ai o forță și poți să porți un proiect, nu? Ori asta în situații cum sunt cele de astăzi, vedem criză sanitară, criză de stabilitate politică, război în perioada asta, nu cred că e cea mai bună idee. Adică simplu fapt că aduci pe cineva care a fost la un moment dat pe un câmp de luptă, politic nu înseamnă ceva, pentru că noi nu suntem într-un război, nu avem trupe pe care să le conducă primul ministru, de altfel. Nu primul ministru conduce trupele. Avem o structură militară separată de structura politică. Deci experiența de care e nevoie acum e o experiență de viață semnificativă și de angajament politic. Ori vedem că se improvizează, de fapt. În PSD, nu? Credeți că se întâmplă la fel? Vă spun sincer că mi-e groază de momentul în care Ciolacu va ajunge prim-ministru. Pe mine ideea că s-a făcut un asemenea acord în care, fără să înțelegem care sunt meritele domnului Ciolacu, dânsul ia automat prim-ministru la anul, mă sperie. Pentru că domnul Ciolacu este un manager al Partidului Social Democrat, dar nimic mai mult. Nu l-am auzit spunând ceva din perspectiva pe care o descheam mai devreme. Cum vede domnul Ciolacu România anului 2023? Acum, cu un an înainte de a lua această funcție. Cum vede România din 2024? Ce înseamnă pentru el relațiile României cu Bulgaria, de pildă? Ca să luăm vecinul cel mai apropiat de capitală, sunt aici la 60 de kilometri de noi. Ce înseamnă pentru Ciolacu digitalizarea? Ce înseamnă piața unică și consolidarea pieții unice europene? Ce înseamnă relația cu Statele Unite, politic, nu militar? Sunt teme care în oricare din democrațiile europene sunt permanent în dezbaterea publică și publicul știe ce zic socialiștii în cele câteva teme pe care le-am improvizat foarte rapid. Și mai sunt multe altele, sunt zeci de chestiuni care interesează publicul. La fel cum același public știe ce cred adversarii socialiștilor în toate aceste chestiuni, nu? Și atunci când se fac alegeri se confruntă aceste viziuni. O, noi n-avem asta, noi avem un soi de improvizație quasi permanente atunci când e vorba de programe de guvernare, avem coaliții negociate doar post-electoral, fără ca ceva să le anunțe, nu? Cine a anunțat în competiția din 2020, de la PNL sau de la PSD, faptul că vor să guverneze împreună? Știți pe cineva? Eu n-am remarcat pe nimeni. Se însăilează, deci, politic, se improvizează niște programe guvernamentale și, pe urmă, se răspunde unor stimuli ale veniți din disperare, nu? Cum dădeam mai devreme
Exemplu, primarii, autoritățile locale sunt disperate că au crescut prețurile pentru achiziții și proiectele pe care le-au croit acum un an jumate, când acest guvern a fost investit, nu se mai pot ține. Și atunci, guvernul trebuie să reacționeze sub criză la această necesitate, fără a avea ceva mai amplu. Inclusiv PNRR-ul, el a fost proiectat în câteva luni pentru că s-a evitat această ocazie și pentru că unii care aveau ceva experiență europeană, cum era Ghinea de la USR, și-au suflecat mânecile și au făcut ceva foarte clar în câteva luni de zile, adunând nevoile și proiectând lucrul ăsta. Dar așa a fost sub presiunea intrării unui mic partid la guvern, un partid care a și dispărut între timp de acolo. Suntem în criză politică, nu doar în criză economică, nu doar în război, și atunci la prezidențiale o să avem aceleași emoții, aceleași temeri? Bun, în partid acum sunt foarte mulți cei care visează la asta. Să nu vă închipuiți că Ciucă este... Ciucă, nici nu știm dacă s-a gândit el la prezidențiale sau dacă s-au gândit alții pentru el care trebuie să meargă la prezidențiale. Sunt în Partidul Național Liberal oameni care se gândesc la acest lucru și care n-au declarat-o public, pentru că, așa cum se știe, la noi candidatură se declară foarte târziu. La fel se discută despre candidaturi din interiorul Partidului Social Democrat. Sunt nume care sunt rostite, inclusiv al fostului social-democrat, care cred că nici nu mai e acum la ei în partid, ci care ocupă o poziție la NATO, Mircea Joană. Sunt nume care sunt rostite în clipa de față, dar cred că suntem departe de a vedea tabloul candidaturilor. Au fost surprize de fiecare dată. Când președinții în funcție n-au mai candidat. Fie pentru că nu mai puteau, se terminaseră cele două, respectiv trei mandate, pentru că Ion Iliescu a avut privilegiul de a i se îngădui să facă trei mandate, fie pentru că n-au mai vrut, nu? Când Emil Constantinescu s-a retras, a fost o mare surpriză revenirea lui Ion Iliescu. Deci, atunci când președinții în funcție nu mai candidează, vine o epocă de mare instabilitate și de mare surpriză, iar la noi va fi cu atât mai mare instabilitatea cu cât 2024 este, din nou, după 20 de ani, primul an în care avem programate mai multe alegeri și chiar vor fi mai multe decât în 2004, pentru că vom avea și locale și legislative și prezidențiale, pentru că din 2004 încoace am intrat și în Europa, vom avea și alegeri europene la anul, deci vor fi multe tururi de scrutin. Efortul de a croi... Vom fi creativi, vom deveni creativi. De la improvizație vom trece la creativitate. Cine vrea să obțină un scor bun ar trebui să se pregătească de acum. Dar nu văd asta. Poate PNL se pregătește cu Nicolae Ciucă. Din informațiile pe care le-am eu, nu se pregătește. Dar dacă se dovedește că premierul a plagiat, ce facem? Păi, în primul rând, să ne înțelegem. A plagiat. Eu opun frazei simple, propoziției simple pe care o rostește domnul prim-ministru, nu am plagiat, constatarea pe care a făcut-o doamna Emilia Șercan, și care este credibilă din toate punctele de vedere, potrivit căreia premierul a plagiat. Rețineți, vă rog, aceste trei cuvinte. Premierul a plagiat. Nimeni nu va putea dovedi contrariul, pentru că este un fapt pe care îl poate surprinde orice om dotat cu o minimă capacitate de a compara două texte, 42 de pagini, din cele circa 120 sau 130 ale tezei lui Nicolae Ciucă, sunt copiate din alte părți. Nu trebuie să fii membru al Academiei, nu trebuie să fii savant ca să vezi că două texte sunt identice. Unul în teza lui Ciucă și altele din texte, din cărți sau din teze de doctorat publicate înainte, care nu-i aparțin lui. Deci evidența este stridentă. Nu știu cum să vă spun. Și atunci minte sau nu știe că a plagiat? Vă întreb și așa. Nicolae Ciucă nu mai poate să fie creditat cu ignoranța din momentul în care proba a fost făcută, pentru că proba
făcută de Emilia Șercan este făcută. Ea a administrat probele, ne-a arătat care sunt acele pagini și oricine le poate consulta, nu doar domnul Ciucă. Ce se întâmplă în acest moment este că, pe de o parte, ministrul educației a blocat în interiorul dispozitivului pe care îl controlează ca ministru acea comisie care se cheamă CNATCU și care așteaptă să fie sesizată, pentru că astea sunt procedurile, pentru a formaliza verdictul pe care l-a formulat deja Emilia Șercan, pe bună dreptate, și separat, învățat de nu știm cine, premierul Ciucă a încercat printr-o acțiune la parchet să blocheze discuția publică și eventual demersurile Ministerului Educației. Ministerul Public între timp a spus că nu există o legătură între cele două aspecte. Și atunci punctul cheie este la ministrul Câmpeanu. Ministrul Câmpeanu a publicat, a intervenit cu bună știință, cerând secretarului ministerului, secretarului general al Ministerului Educației să blocheze cursul procedurilor pe care CNATCU trebuie să le urmeze. Și în acest moment, deși, repet, oricine poate vedea probele furtului intelectual comis de premierul Ciucă, o decizie formală este imposibilă. De asta e puțin absurd să-l auzim chiar pe premier spunând aștept organele să se, să se pronunțe, pentru că... Spune să lăsăm instituțiile să-și prezintă concluziile. Dar ele nu sunt lăsate. Ar trebui să-i spună acest lucru ministrului Câmpeanu, care este în subordinea lui și cu știința premierului sau fără știința premierului a blocat un demers al acestei comisii. Membrii, care sunt toți distinși profesori universitari ai comisiei care ar trebui să formalizeze decizia, să o constate cu autoritatea pe care le dă apartența la această comisie, nu pot face acest lucru. Pentru că ministrul Câmpeanu îi blochează. Nimeni altcineva. Nu eu, nu dumneavoastră, nu altcineva. Deci, în acest moment suntem într-o situație în care, mizând probabil pe necunoașterea tuturor acestor mașinării instituționale, proceduri, trasee, primul ministru și ministrul Câmpeanu blochează lucrurile. Ce e mai grav este că și un alt ministru este responsabil pentru intimidarea doamnei Șercan. Eu cred că este scandalos ca un ministru de interne să nu fie capabil să clarifice la mai bine de o săptămână de când doamna Șercan a explicat publica, este obiectul unei hărțuieli sau unei intimidări, un ministru să nu fie capabil să clarifice situația și să-i pedepsească pe cei care au comis acest gest. Pentru că ori ești ministru și autoritate, ori te duci acasă și lași pe un altul să clarifice ce fac polițiștii din subordinea ta. Pentru că ministrul de interne nu este un poet care contemplă căderea frunzelor sau înmugurirea copacilor. Ministrul de interne este un om care trebuie să pună ordine și atunci când o instituție din subordinea lui chiar, și anume poliția, comite un abuz care ne situează la nivelul unei țări autoritare unde cine critică guvernul e șantajat sau aruncat în închisoare, un asemenea ministru n-are un loc într-un guvern democratic. Ce le spune studenților dumneavoastră, domnule profesor, despre subiectul acesta? Doamna Șercan vă este colegă. Predă la facultate. Ce le explicați? Da. Ce se întâmplă? Bun, eu am un principiu care mă cenzurează atunci când vine vorba de comentarea, mă blochează atunci când vine vorba de comentarea actualității politice. Universitatea nu trebuie să fie un spațiu al, poziționărilor politice. Dar și despre asta, plagiat, cu siguranță vorbim. Despre plagiat le spunem din prima zi în care intră, de an bun, de 25 de ani, în fine, predau de foarte multă vreme la Universitatea din București și primul lucru pe care îl spunem studenților atunci când vin la facultate pe 1 octombrie este există în universitate o crimă oribilă și asta se cheamă plagiat și vă învățăm să nu o comiteți, vă educăm pentru a ști cum se formulează un text, cum se scrie un text, cum recunoști contribuțiile intelectuale ale celor care au scris înaintea ta, pentru că au reflectat la această materie. În PNL, credeți că îi pasă cuiva de subiectul ăsta, de plagiat, de ce înseamnă el, de cât de important e?
Unii au aflat. Și? L-au votat. Pentru că se tem. Există multă frică în societatea românească. Și atunci autoritatea șefului nu este pusă sub semnul întrebării. Și vezi asta nu doar în partide, vezi asta în multe locuri. Și asta, sigur că ne creează foarte multe frustrări atunci când vedem efectele, pentru că dacă șeful are întotdeauna dreptate, te trezești că te-a împins pe marginea prăpastiei și, pe urmă, totul trebuie să te salvezi, că te agăți să nu îți pierzi viața. Vorbim la modul foarte general și în termeni foarte metaforici. Dar lipsa de curaj explică foarte multe din nenorocirea vieții noastre publice. Vedeți când Emilia Șercan a făcut public faptul că este hărțuită de polițiști pentru că a îndrăznit să spună că primul ministru a plagiat, am inițiat împreună cu alți colegi din Universitate din București o petiție de sprijin. Da. Lansând-o către toți profesorii din universitățile din România, pentru că aici, dincolo de investigația jurnalistică, avem de a face cu o problemă extrem de importantă pentru lumea academică, și anume de autonomia universitară. Autonomia universitară înseamnă că un profesor la catedră și în viața lui privată nu poate fi urmărit pentru acțiunile lui, pentru cercetările lui și pentru apărarea adevărului. Pentru că Emilia Șercan nu duce o luptă politică. Emilia Șercan și cei care îi susțin duc o luptă pentru adevăr și pentru corectitudine. Ori în universitate asta trebuie să fie primul lucru pe care îl transmitem studenților și tinerilor, nu? Dragostea de adevăr și onestitatea, capacitatea de a-ți recunoaște greșelile pe care le-ai făcut. Nu? Absolut. Ori de la noi din universitate s-au solidarizat foarte mult cu Emilia Șercan. Și rectorul a spus că o apără și numeroși profesori și de la noi, și din universitățile de la Cluj, de la Sibiu, de la Iași, de la Timișoara, marele universități. Dar foarte mulți au tăcut. Foarte mulți au tăcut. Și știți ce au spus, doamnă, când i-am întrebat pe unul sau pe altul de ce tac? Au zis, păi dacă mâine ne taie Câmpeanu bugetul pentru licență sau pentru master sau pentru doctorat. Deci pentru frica. Că ministrii care l-au precedat pe Câmpeanu în funcție au făcut asta. Frica despre care vorbeați în societate. Și Câmpeanu, în loc să clarifice această diferență față de cei pe care am văzut înaintea lui, o cultivă. Doar 4 și minute. Știe acest lucru. Doar 4 minute mai avem la dispoziție. Adevărul trebuie aflat, nu? Și trebuie să-l aflăm despre aceste acuzații de plagiat la adresa premierului și așteptăm adevărul. Sunt gata, doamna Nedelea, sunt gata oricând să-i arăt domnului prim-ministru, îmi fac timp pentru asta, pagină cu pagină, cum și în ce fel a plagiat. Cu Emilia Șercan, fără Emilia Șercan, eu îmi fac timp pentru dânsul. Poate vă ascultă și e de acord. Pe final, domnule profesor, nu pot să nu vă întreb. Elena Udrea, în arest în Bulgaria, condamnată la 6 ani de închisoare. Ați colaborat cu Elena Udrea? Ați avut o relație apropiată în politică? Ați lucrat alături de ea? V-aș întreba dacă v-ați uita înapoi. Ați schimbat ceva în această colaborare pe care ați avut-o cu Elena Udrea? Vă e greu? V-a încercat în vreun fel, nu știu, poate rușinea că ați colaborat cu Elena Udrea? Am colaborat foarte mulți ani cu Traian Băsescu, am fost consilier și am fost susținut în cariera mea europeană, am fost coleg de partid cu Elena Udrea și trebuie să vă spun că majoritatea ocaziilor atunci când am interacționat am fost în conflict. Ea a vrut să mă dea afară și din PDL, m-a salvat Emil Boc, în clipa în care eu îl susțineam pe Nicușor Dan drept candidat al Partidului Democrat Liberal la primărie, iar partidul îl vroia cu tot din adinsul pe prigoană. Prima m-a dat afară din PMP, tocmai pentru că n-am susținut candidatura ei la prezidențiale, spunând că o face doar pentru a se feri de justiție. Deci am avut mai degrabă relații tensionate. Dar e adevărat că în campania pentru europene ea m-a sprijinit în 2014, pentru că Traian Băsescu hotărâse atunci să mă susțină pentru reînnoirea mandatului. Ați schimbat și ceva? Regret, am spus deja public, dar evident că, în fine, nefiind cineva atât de important precum Ciucă sau alții, ceea ce spun eu nu e reținut. Am spus că vecinătatea sulfuroasă a unora precum Udrea sau alții pe care îi criticasem pentru acte de corupție, pentru lipsă de onestitate,
M-a afectat și o consider o greșeală. Mi-am cerut deja scuze de mai multe ori și pentru o celebră poză pe care a difuzat-o. Bun, o să o fac de câte ori mi se cere. Cred că am învățat ceva din această lecție și ăsta e un lucru important. Mă feresc cu mult mai multă atenție de vecinătății incerte. Vă mai așteptăm în studioul Europa FM. Mulțumim tare mult, domnule profesor. Politologul Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice Universitatea București, a fost alături de noi. Nu plecați, rămâneți pe Europa FM în doar câteva momente. Urmează știrile. Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.